Salutare pariori! Pentru ziua de duminică, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele 5 pronosticuri. Gulagher Gorniak Rudny. Andrei Cinculescu spune că în această confruntare se întâlnesc două echipe care practică un joc ofensiv, ambele înregistrând medii de peste 2,8 goluri înscrise per meci. Ultimele trei întâlniri disputate de aceste două echipe de hockey s-au încheiat cu minimum 5 goluri, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și propune pariul de peste 4,5 goluri produse în meci. Chambéry-Savoie, PSG. Alex spune că handbaliștii de la PSG au durat o revanșă în fața celor de la Chambéry, cei din urmă fiind singurii care au reușit să învingă în acest sezon pe plan intern, eliminându-i pe parizienii din Cupa Ligii Franței. Tipsterul nostru consideră că PSG are toate aturile pentru a obține victoria. În 2022 a câștigat categoric toate meciurile disputate și are la dispoziție jucătorii net superiori, așa că pronosticul său merge pe victoria parizienilor la cel puțin 3 goluri diferență. Saint-Étienne Metz. Radu Oprea spune că ambele formații sunt implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, așa că se așteaptă la un meci închis în care cele două echipe să fie foarte precaute. În ultimele trei întâlniri directe s-au marcat cel mult 2 goluri. În plus, 7 din ultimele 8 meciuri disputate de Metz au avut parte de același scenariu. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul de sub 2,5 goluri produse în meci. Duel atractiv în țara bascilor, acolo unde basketbaliștii de la Bilbao vor primi vizita lui Juventud. Tipsterul Wade spune că Bilbao traversează o formă bună, reușind să înregistreze 7 victorii în ultimele 8 etape. De cealaltă parte, Juventud vine după 3 înfrângeri suferite în ultimele 4 etape. Având în vedere forma celor două echipe și faptul că Bilbao a beneficiat de mai multe zile pentru a pregăti această partidă, recomandarea lui Wade merge pe pariul de tip handicap Bilbao plus 3,5 puncte. Fiorentina-Verona. BMG spune că ambele echipe speră la un loc de cupă europeană și ținând cont că atât Fiorentina cât și Verona practică un fotbal ofensiv, ar trebui să vedem un duel spectaculos. Pe teren propriu, Fiorentina are o medie de peste 2 goluri marcate per meci, în timp ce ofensiva celor de la Verona reușește să marcheze cu regularitate. Acestea fiind spuse, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin 3 goluri produse în meci. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.